Răspunzând prezent pasiunii pentru lectură și dorinții de a afla cât mai multe lucruri despre generația liceenilor din anii care au rămas în urmă, editura Tineretului a reeditat recent cartea interlocutorului meu, tovarășul Grigore Băjenaru, și anume volumul Cismigiu et Compagni. După câte vă amintiți, fixasem ca loc de întâlnire cadrul cunoscut al Cismigiului, dar capriciile acestei primăveri ne-au refuzat. Ne-au refuzat această întâlnire, așa se explică faptul că acum suntem aici în laboratorul de fizică al Liceului Gheorghe Lazăr, loc care sper că este de asemenea evocator pentru amintirile dumneavoastră, pentru paginile cărții pe care o răsfoiesc probabil în momentul de față foarte, foarte mulți dintre tinerii noștri telespectatori. Tocmai voiam să vă spun că mă încearcă o dublă emoție. Apar pentru prima oară la televiziune și a doua ar fi că mă aflu în incinta Liceului Lazăr din cauza vremii defavorabile și asta îmi creează nostalgie. Cum s-a născut ideea cărții și cum s-au conturat capitolele ei treptat, treptat? Și încă ceva, cum v-ați oprit la acest titlu care este foarte cunoscut, Cismigiu et Compagni? Și pun această întrebare, dat fiindcă oricare din capitolele cărții dumneavoastră ar fi putut împrumuta volumului întreg titlul. Da. Am să vă răspund. Ideea a fost foarte simplă. La 10 ani de la terminarea liceului ne-am întâlnit la Monte Carlo, restaurantul care știți că era în Cismigiu. Se numea pe vremea aceea. Și acum văd că se restaurează restaurantul respectiv. Colegii, era firesc să înceapă să-și amintească diferite întâmplări, hazlii, diferite pozne făcute profesorilor și firește iarăși că dintre toți eu povesteam cel mai mult, întrucât eram erou acestor întâmplări mai mult decât alți colegi. Într-o zi, Matei Păunescu, șeful echipii de oină, pentru cei care au citit Cismigiu, cunosc acest amănunt, mi-a spus, mă, Băjenarule, ce ar fi să te apuci să le scrii astea? Cred că sunt foarte interesante și uneori instructive. Apucă-te și scrie-le. Și m-am apucat să le scriu. Mai greu a fost cu titlu. Trebuie să vă spun ca un amănunt că aproape 3 zile am stat cu tocul în mână, muindu-l în cerneală, uscându-se cerneala, fără să știu cum să încep. Mi-a fost foarte greu. Dar înainte de a începe, mă gândeam că ar fi foarte nimerit pentru cartea asta să-i dau un titlu în genul titlurilor pe care le au cărțile lui Neagu Rădulescu. Titluri originale, nostime, sugestive. Și noaptea despre care vă vorbesc am adormit gândindu-mă ce fericit aș fi să găsesc și eu un titlu în genul lui Neagu Rădulescu. Îmi iertați intervenția. Fără. Vă gândeați la Neagu Rădulescu, dar fiindcă, după câte știu, el este și el un fost coleg de al dumneavoastră. Da, am fost coleg, dar nu de liceu. Am fost coleg la Facultatea de Litere cu el. Eu eram în anul al treilea și el în anul întâi. E mai tânăr ca mine, Neagu. Și l-am visat pe Neagu Rădulescu că îi spuneam asta. Mă, Neagule, ce titlu crezi tu că ar fi mai potrivit pentru cartea mea de amintiri de la Liceul Lazăr? Și el mi-a răspuns foarte așa, sincer. Mă, Băjenarule, cred că cel mai potrivit titlu e Cismigiu et Compagni. Că Cismigiu le cuprinde pe toate. Și Liceul Lazăr, și teatru activității voastre extrașcolare, a spus el cu surâsul care știți că l-are. Și atunci mi-am botezat cartea Cismigiu et Compagni, Neagu Rădulescu fiind nașul ei în vis. Pe prima pagină a volumului pe care l-am în față, da, dumneavoastră ați fixat ca un motto următoarea frază. Și profesorii de astăzi au fost ieri elevi. Au fost ieri, da, elevi. M-am gândit la foarte mulți profesori care și-au uitat că au fost cândva elevi, și-au uitat că au făcut cândva năzdrăvănii în genul acelora făcute de noi, în Cismigiu et Compagni, sau mai bine zis la Liceul Lazăr, năzbâtii, șotii, nevinovate cele mai multe. Generația din care faceți dumneavoastră parte, generația elevilor, foștilor elevi de la Liceul Gheorghe Lazăr, s-a bucurat de o galerie de profesori eminenți. V-am rugat câteva cuvinte și despre ei. Am păstrat în amintire câteva figuri de profesori
adevărate personalități didactice, figuri vii, luminoase, cum au fost Sterie Enăchescu, poreclit de Noi Barosanu, Grigore Niculescu de istorie, poreclit Atila, Aurel Dinu, profesorul Camil Petrescu, Mihail Stoicescu și alții. Natural, sigur că în această galerie de profesori este și Dimitrie Caracostea, un mare profesor despre care v-am vorbit adineaori. În ultimul capitol al cărții dumneavoastră evocați un moment de mare sensibilitate și duioșie, și anume reîntâlnirea după 20 de ani de la absolvirea liceului cu foștii colegi. Atunci foarte mulți dintre ei au răspuns prezent, ca și titlul emisiunii noastre. Și astăzi răspund prezent la invitația redacției noastre și a dumneavoastră câțiva dintre foștii colegi, eroi din cartea dumneavoastră. V-am ruga să ne-i prezentați. Da, cu multă plăcere. În primul rând trebuie să vă prezint pe Nicu Marinescu, poreclit de noi, Buștiu, care este premiantul clasii noastre. În al doilea rând, pe noi Cadan, acela cu paltonul pe care l-a aruncat pe fereastră și a căzut din întâmplare în capul profesorului de gimnastică Cioc. În al treilea rând, pe Teodor Constantinescu. Aceștia sunt colegii care au răspuns prezent la apelul meu, ceilalți fiind risipiți în diferite părți. Mulțumindu-vă pentru amabilitatea cu care ați răspuns invitații noastre, vă rog să-mi îngăduiți să vă pun o întrebare. Ce sentimente, ce gânduri a trezit reeditarea a treia ediție a cărții Cismigiu et Compagnie? Dar trebuie să vă mărturisesc sincer că recitirea ediției a treia a cărții m-a întinerit cu 40 de ani și mi-a răscolit amintiri și năzdrăvănii pe care le-am făcut și pe care aș fi în stare parcă și astăzi să le mai fac o dată. A avut un efect tonic. Da, exact. Dumneavoastră? O carte sinceră, spontană, o încântare. Aș dori generațiilor viitoare aceleași bucurii, aceleași înțelegeri. Am nostalgia trecutului citind cartea lui Băjenaru. De altfel, această nostalgie o retrăiesc zilnic, fiindcă, din întâmplare, am serviciu chiar lângă Cismigiu. O întâmplare fericită. Și pauza de serviciu mi-o fac acolo, în vechile boschete. Vreau să mai adaug că această împrejurare mi-a creat și o popularitate poate că neașteptată. Acum vin colegi care au cumpărat cartea și îmi cer mie autografe. Și bineînțeles că refuz, că nici nu știu ce să scriu. Prin ce a spus, anticipați și o intenția noastră, o surpriză pe care vreau să o facem telespectatorilor noștri. V-am ruga, în încheierea întâlnirii noastre, să oferiți telespectatorilor noștri pe un volum pe care mărturisim, l-am pregătit dinainte, o dedicație. Tinerilor și dragilor mei telespectatori, această preumblare prin grădina cu vesele și nostalgice amintiri din viața de școală a unui licean poznaș și sentimental, omagiu de aleasă simpatie în dorința de a le oferi câteva ore de lectură amuzantă.